Un asemenea caz a petrecut chiar în centrul municipiului Târgu Jiu, acolo unde un șofer și-a lăsat mașina într-o zonă în care staționarea era interzisă. Ghinionul bărbatului a fost că prin locul respectiv a trecut și mașina de ridicări auto, iar autoturismul parcat neregulamentar a fost o țintă sigură. La scurt timp și-a făcut apariția și șoferul care a încălcat legea, iar de aici și până la un scandal a rămas numai un pas. Lasă-o jos, că oricum nu o iei aici, că trebuie să-i frână. Auzi că nu o iei. Că dă-o repede treaba, dacă e dreptate, să fie dreptate pentru toți. Mă văzuși pe mine cu horca, hai că iau horca. Iau, du-o acasă. Până la urmă, polițiștii comunitari nu au reușit să urnească din loc mașina parcată neregulamentar. Proprietarul s-a ales cu amendă, însă nu aceasta este supărarea lui, ci faptul că alte mașini scumpe parcate în aceeași zonă interzisă au fost ocolite de comunitari. Era singura mașină parcată neregulamentar? Nu, mai erau două. De ce credeți că v-a luat-o pe dumneavoastră? E mai horcă, n-am bani, sărac. Asta până la urmă i-ați convins să o lase. Ce faceți mai departe? Primiți amendă? Să vină amenda. O plătesc când nu avea bani. Când m-au angajat lumea. Întrebați de ce ridică mașinile pe alese, polițiștii comunitari se apără și spun că gheara nu poate fi folosită în cazul mașinilor străine pentru că sunt prea mari, așa că proprietarii de mașini de mii de euro pot sta liniștiți și pot parca unde au chef. Poliția comunitară nu se poate lega de autoturismele lor.